Salut! Sunt Aneta Dabija și în ultimii ani m-am implicat în mai multe proiecte pentru Chișinău, fiind în societatea civilă. Am decis să candidez pentru că vreau să contribui la schimbarea orașului meu din Consiliul Municipal Chișinău, dar și pentru că îmi doresc să aducem în prim plan discuțiile despre oraș. De-a lungul anilor am încercat să rezolv câteva probleme din Chișinău, care vor fi și principalele obiective în Consiliul Municipal. Construcțiile ilegale din centrul istoric și reclama abundentă de pe fațadele clădirilor. Dar și am promovat subiecte ca restaurarea monumentelor istorice din Chișinău, crearea spațiilor publice de calitate, pietonalizarea unor străzi din centrul capitalei și siguranța pietonilor pe străzile din orașul nostru. Ca și consilieră, voi încerca să găsesc soluții pentru aceste subiecte. Pentru că ne-am implicat și m-am implicat în proiecte care țin nemijlocit de centrul Chișinăului, ne propunem lansarea unui program de suport pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu cultural, dar și aprobarea unor ghiduri care vor ajuta gestionarii de clădiri să asigure un aspect estetic plăcut al fațadelor și să nu încalce legea. Toate aceste lucruri le voi face alături de o comunitate creată din urbaniști și urbaniste, arhitecți și arhitecte, activiști și activiste civice și istorici. Îmi doresc să fiu vocea acestei comunități în primărie capitalei noastre. Pe 5 noiembrie, vină la vot împreună cu familia și prietenii tăi. Votează echipa PAS în toate buletinele, votează Lilian Carp, primar general al municipiului Chișinău. Alege PAS! Echipa Europa! Votează PAS în toate buletinele!